În Rusia, Ucraina și Republica Moldova, persoanele gay sunt discriminate în mod flagrant. O spune un ONG care militează pentru drepturile minorităților sexuale. Concluziile studiului sunt confirmate de evenimentele petrecute în aceste țări. Sute de membri ai comunității gay au fost bătuți cu sălbăticie în urmă cu două zile pe străzile din Sankt Petersburg. În urmă cu două zile, susținătorii drepturilor gay au organizat un protest pașnic în Sankt Petersburg. În timpul manifestației au fost atacați însă de zeci de persoane mascate. Polițiștii nu au intervenit pentru a plana conflictul. La o zi după acest incident, o organizație non-guvernamentală a publicat un studiu care arată că Rusia nu este în stare să-și protejeze minoritățile sexuale. Cercetarea efectuată în 49 de țări a arătat că și Republica Moldova și Ucraina se află în aceeași situație. Moldova and Russia scored the lowest points on our map this year. And these countries plus Ukraine are actually symbolizing a very latest worrying development which is happening particularly in Eastern European countries. Realizatorii studiului spun că o parte din vină o poartă chiar cei care conduc aceste țări. What is happening now, it's particularly in the frame of the economic crisis and the rise of nationalism and populism. The politicians are looking for easy solutions. They are more preoccupied with economical issues. Mai multe legi din Rusia, Ucraina și Republica Moldova interzic demonstrațiile minorităților sexuale tocmai pentru a-i proteja pe membrii acestora, susțin autoritățile. Aceste legi au fost contestate în instanță de membrii comunităților gay.